Se spune că domnul Popa, dintr-un oarecare sat, ar fi zis ceva împotrivă la organele de stat. Cei cu legea îl luară și în tribunal băgat i s-a dat sentința morții. Să fie decapitat. Însă nu-și făcea el grijă căci un neam de-a lui suspus avea pile chiar la șeful statului cel mai de sus. Și, într-adevăr, acesta a ajuns până la Rege. Singurul ce avea putință o sentință să dezlege. Regele, un om cu suflet, asculta și zise bine. Scriu cum mai ruca decretul și va fi dus chiar de mine. Iar a doua zi apare Regele îmbrăcat normal la închisoarea cu pricină mergând el pe culoar, a ajuns lângă celula celui ce fu condamnat. Însă ce să vezi? Acesta era foarte ocupat. Regele îl strigă pe nume și, având în mâini hârtia, îi spunea că îi aduce vestea bună, amnistia. Condamnatul, aruncându-i o privire, vânt fugară și zărind îmbrăcămintea cea de rând, așa normală, îi zice, du-te bă de aici, coate goale, pierde vară. Regele respins tot timpul, fusilit să iasă afară. După ce primi onorul, se îmbrăcă și o luă din loc. Rudele lui domnul Pospa însă au rămas pe loc. Deodată ce convoiul se perdură în depărtare, rudele de dură buzna cu o bucurie mare. Să-l vadă pe domnul Popa, a cărui eliberare fu adusă de instanța țării cea mai de onoare. Dar și ochii le înghețară, căci în lanțuri închegat, domnul Popa nu-i nici vorbă să fie eliberat. Îl priveau toți muți de groază. Dar el, neînțelegând, începu să povestească, mai în glumă, mai râzând, de un paznic de închisoare ce-i aduse o hârtie, pretinzând că aia este pentru dânsul amnistie. Și mai continuă el mândru. Eu i-am zis să iasă afară. N-am nevoie de ajutorul unui simplu pier de vară. Că știam că o să vină de la voi un ajutor. Da, ia stați. Ce se întâmplă? Arătați îngrozitor. Da, răspunse atunci unul, izbucnind un plâns cumplit. Însă ajutorul nostru tu ți l-ai nesocotit. Căci acela pierde vară și cum spui tu, coate goale, era regele aducându-ți vestea eliberării tale. Vai, urlă întemnițatul, iute, mergeți înapoi și scuzând mi nebunia să-l chemați aici înapoi. Nu-i fu atunci răspunsul. El nu-i la cheremul tău. El dă ordine și cheamă. Tu ești doar biet servul său. Ba, de acum vina ți este incredibil mult mai mare. Că ce ai zis la rege în față, vorbe bagiocoritoare. O, nenorocit de tine, vina ta inițială îți fusese ridicată chiar de curtea marțială. Astăzi nu mai mor de aceea, ci pentru că din mândrie se ai respins singur iertarea, ba încă prin bășcălie. Orice în lume se mai iartă, dar după ce înfrunți pe rege, nu mai sunt sub soare, probabil, ca să te elibereze. Și a murit nefericitul din utopică mândrie, ignorând liberatorul și a lui sfântă solie. Dar povestea asta tristă nu se termină la el. Căci te află azi în lume milioane, mulți la fel. Hai să ne gândim, de pildă, care dintre noi ar spune, eu n-am supărat pe Domnul de când mă cunosc pe lume. Toată rasa omenească din Adam coborătoare, tot ce populăm pământul, ne naștem în închisoare. Atunci Dumnezeul Slavei, Dumnezeul Cel Ceresc, dezbrăcându-se de slavă și luând chip omenesc, a venit El în persoană și decretul ne-a adus prin cuvântul din Scriptură spus de Fiul Său Isus. Ai primit tu deci decretul? Sau deși în închisoare, ai rămas ca Domnul Popa mai departe în nepăsare. Uite, Vreau să știi bine, fiecare om în viață care într-un fel sau altul spre Isus îți dă povață, el înseamnă pentru tine că împăratul, sfântul rege, te caută în închisoare ca să te elibereze. Ce ai făcut cu împăratul? Ce ai avea acum de spus? Faci și tu ca domnul popa arăt și apoi îți vezi de drum. Fii atent și ia aminte, azi te roagă și te îmbie, mâine însă dai socoată ce ai făcut cu a lui Solie. Iar tu, acela care i-ai luat numai iertarea, dar de pofta firii tale n-ai primit eliberarea. Ce faci tu când azi prin mine el ți aduce acest decret? Sau de vrei ca întrebarea să îți sune mai concret? Faci tu oare, frate dragă, toate pentru slava lui? Cum a dat cel sfânt porunca prin cuvântul Domnului? Când ți-ai cheltuit dolarul, pentru a cui plăcere ai dat? pentru gustul tău sau slava lui ce te-a răscumpărat. Ți-a rămas o oră liber și citești, nu scrie rele. Întrebarea este, cine e satisfăcut prin ele? Ai deschis televizorul. Pofta, cu o împlinești? Pe a Domnului din cerul sau a firii pământești? Așa cum prea des se întâmplă, rău te-a supărat un frate. Tu nu-l cerți, nu-i spui nimica, dar îl ții foarte departe. Faci tu astea, frate, dragă, pentru slava lui Hristos sau iubirea închisorii eului tău arțăgos? Lista ar cuprinde multe, însă eu mă opresc acum și te rog ca și tu, frate, să te oprești puțin din drum. Vezi dacă închisoarea firii tale rob te ține, iute ia-ți eliberarea anunțată azi prin mine. Nu te împiedica de faptul că sunt om de rând și eu, căci mesajul acesta vine direct de la Dumnezeu. Așadar, în ori și care închisoare te găsești, recunoaște-ți tot păcatul. Iute apoi să te grăbești, să primești și mesagerul, adică pe Duhul Sfânt. Căci apoi El te va face dintr-un rob, un liber sfânt. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Amin.